Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Mișcarea Alternativa Națională, primar general al municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban. Domnule primar, bună seara și vă mulțumim tare mult că ați venit la emisiunea noastră. Mulțumesc și eu la rândul meu și sperăm să avem o discuție bună. Tocmai de asta eu vă propun să o luăm încet și după asta mergem la atac, adică dumneavoastră la atac. Eu doar am să vă ridic pasele necesare, dacă va fi necesar. Am văzut că ați fost zilele trecute pe la Barcelona, ați avut întrevederi productive, spuneați dumneavoastră, unde ați discutat despre programe și proiecte pentru Chișinău. Este mesaj standard, altceva acolo, cu excepția meciului de fotbal, că asta a fost de drept frumos, mai ales că a câștigat Barcelona. Da, dacă să începem cu lucruri mai așa, mai plăcute, mai omenești, eu vreau să vă felicit în avans cu ocazia frumoasei vârste pe care urmează să o împliniți. Mulțumesc foarte mult! Și să vă doresc multă, multă sănătate dumneavoastră, familiei, dumneavoastră, celor dragi și neprietenilor tot. Mulțumesc tare frumos, domnule! Și să vă doresc ceea ce îmi doresc și mie și copiilor mei, exact același lucru. Mulțumesc mult. Și dacă ați împlinit 40 de ani, așa, mâine... Sâmbătă. O să candidat la prezidențiale, dacă tot aveți vârstă. Cred că am să anunț asta sâmbătă după masă. A. Mai lăsăm așa un loc de... Suspans. Da, principalul să nu am oaspeți de ăștia mascați sau mai puțin mascați, dacă am să fac vreun nepotrivit în opinia lor. Revenim la Barcelona. Da, acum e obișnuit așa cu show-urile astea cu mascați. Bun, eu vă doresc multă, multă sănătate. Mulțumesc tare frumos. Și realizări frumoase. Revenind la Barcelona, am fost pentru prima dată la un astfel de meci în general și trebuie să recunosc că am fost profund impresionant. Ne-au chemat prietenii de acolo și atmosfera din astfel de meciuri este una fenomenală. Și mă bucur că am avut această posibilitate, că anterior n-am avut o asemenea posibilitate niciodată. A fost o discuție foarte productivă, deci sunt 57 de proiecte care au fost finanțate prin diferite mecanisme de Uniunea Europeană, în special de Comisia Europeană. Peste 100 de orașe participante și da, am avut întrevederi atât pe bilateral cât și pe multilateral destul de bine. Domnul viceprimar încă se află acolo pentru că programul este mai lung. Când vorbesc de bilateral și multilateral, deci multilateral în cadrul nemijlocit a acestor evenimente care s-au desfășurat, bilateral cu administrația de la Barcelona, care avem deja relații mai mult decât colegiale, probabil și de prietenii, ca și multe alte orașe. Și mă bucur că putem să dezvoltăm proiecte și programe frumoase pentru Chișinău. Vreau să vă spun că astăzi portofoliul în pofida celor discutate, declarate de către unii care nu ne tare plac, portofoliul de proiecte finanțate prin diferite mecanisme de către Uniunea Europeană este în Chișinău de aproximativ 3 miliarde lei, ceea ce este o sumă destul de impunătoare. Și aici vorbim și de apă și canalizare, și de eficiență energetică, și economie verde-albastră, reabilitarea albii râului Bâc, drumuri, managementul deșeurilor. Sunt multe lucruri care, de fapt, nu există în altă parte în această regiune. Deci se fac la o asemenea scară doar la Chișinău. Mai mult decât atât, a fost destul de ironic să văd că aceste proiecte, dacă vă aduceți aminte, în campania electorală, cineva făcea speritori că nu vom avea proiecte finanțate din UE, deși le avem. Și am fost într-un fel surprins să văd pe site-ul Moldova Europeană că exemplele din Chișinău constituie o parte importantă la cei ce se laudă guvernul. Nicio problemă. Noi suntem gata să împărtășim aceste experiențe, proiecte. Mai mult decât atât, vreau să spun că săptămâna trecută am aprobat în cadrul altor mecanisme prin Consiliu 4 proiecte în valoare de aproximativ 12 milioane lei. Scriem multe alte programe și proiecte și aplicăm la diferite fonduri ca să facem Chișinău mai confortabil pentru toată lumea, de la cei mici până la cei mari. Asta e în linii mari, dacă
Despre Chișinău discutăm neapărat, dar eu aș vrea să vă întreb pentru început despre ceva care, în opinia mea, e subiectul săptămânii, dacă nu chiar a ultimelor săptămâni. Mă refer la procurorul anticorupție, doamna Victoria Furtună. Eu nu țin minte, poate dumneavoastră țineți minte, astfel de declarația unui procuror aflat în funcție împotriva guvernării, nu a opoziției. Doamna vorbește cu text deschis despre grup criminal organizat, aluzia fiind că, deci, capul ar fi în sau la președinție. Doamna și-a anunțat demisia pentru că nu mai rezistă. A doua zi dimineață, doamna Veronica Drăgălin, fiind în spate cu doi alți procurori, au efectuat percheziții la doamna în birou. I-au ridicat computerul ca să verifice ce are acolo. Astăzi dimineață doamna a fost chemată la procuratură pentru a fi, procuratura generală, pentru a fi înaintată învinuirea. Detalii nu cunosc la ora asta. Știu că dumneavoastră, un piculeț, deja ați abordat subiectul, dar vă rog să o faceți și la emisiunea noastră. Bun. Calificativul dat de către doamnă, pe care eu nu o cunosc, dar trebuie să recunosc că a fost o ieșire destul de curajoasă, inespecifică pentru reprezentanții diferitor organe de drept din Republica Moldova. Așa se face că oamenii sunt mai tăcuți în sistem. Dar, de ce spun curajoasă? Pentru că, exact cum ați menționat dumneavoastră, asumându-și toate consecințele în acest context, cu percheziții, cu, cel puțin ce aici am văzut în spațiu public, cu pornirea unor procese, inclusiv penale, pe subiect. Noi despre asta, eu vorbesc eu personal, echipa, vorbim de mai mult timp. Sunt ani buni de zile în care acele transformări și vremuri bune, promise de către unii, au ajuns să fie, de fapt, la limita dictaturii într-un stat. Deci am ieșit dintr-un stat capturat, așa numit, dacă vă aduceți aminte de acea rezoluție, și am ajuns într-o dictatură dirijată de către un partid de guvernare și un grup care se află la conducerea acestui partid. Nu doar în organele procuraturii. Ziceam că acel vârf de iceberg, până la urmă, concursul pentru funcția de procuror general, care trebuia să fie, după cel puțin cele discutate în spațiul public, un exemplu de integritate, de abordare, a fost, până la urmă, un fâs marca PAS, deci ceea ce am observat în marea majoritate a domeniilor. Spuneți-mi, vă rog frumos, unde acești cetățeni, după ce și-au băgat nasul, mâinile, au creat ceva ca lumea. Deci eu nu cunosc, pentru că reforma justiției a ajuns într-un impas și da, sunt schimbați oamenii care de-o viață lucrează în sistem pe oameni docili și loiali. În organele procuraturii dumneavoastră ați văzut ce se întâmplă și chiar este regretabil faptul că au de suferit oameni cum se cade. Și oamenii cum se cade sunt în toate domeniile, și în sistemul judecătoresc, și în sistemul organelor de drept, și în multe, multe alte domenii pe care le administrează astăzi Partidul Acțiunii și Solidaritate. Cu regret de tot ce se ating, ori se strică, ori stagnează, dar dacă este să generalizăm, degradează. Degradează și instituția, degradează și Republica Moldova, și consecințele, cu mare regret, le avem noi ca cetățeni de rând a acestei țări. Nu știu dacă asta ați vrut să auziți sau... Nu, nu contează ce vreau eu, contează ce vreți dumneavoastră să spuneți. Dar dumneavoastră, vă puteți explica un fenomen destul, așa, în opinia mea, destul de straniu. Iată, de exemplu, primarul Ceban spune ceva. Imediat, fie Andrei Spânu, fie Radu Marian, fie alți reprezentanți de elită ai PAS-ului comentează. În cazul doamnei Victoria Furtună, a comentat doamna Drăgălin doar pentru că era la o emisiune TV și nu putea scăpa. Comentariul a durat 56 de secunde. În rest, guvernul tace, guvernarea tace, premierul tace, deci se apropie de presă și nimeni nu întreabă. Igor Grosu, se apropie lumea, presa de el la Parlament, evită subiectul, doamna Maia Sandu mai greu de abordat, înțeleg. Ce cu tăcerea asta așa de suspectă? De ce să ignori astfel? Pentru că într-o țară, haideți să nu o numim democrată, dar cât de cât normală, eu îmi imaginez un procuror DNA,
să fi făcut asta la București? Să fi spus, da. Doamne ferește! Da. Asta aveți perfectă dreptate. Cu regret, puțini au mai rămas ca instituții media care pot vorbi public ceva care să nu fie pe placul guvernării. Puțini. Și aceia sunt intimidați în permanență. Când am vorbit despre fenomenul presii galbene, și continuu să insist pe acest subiect, pentru că în spațiu public noi vedem tot ce vreți. Da? Un jurnalist de investigații s-a transformat în jurnaliști care fac investigații pe zona opoziției și blamează și fac titluri de știri. Eu aduc aminte doar. În campanie electorală, MAN și eu personal am acționat în conformitate cu prevederile legislației împotriva știrilor false, știrilor manipulatorii, neechidistanță în reflectare și am obținut aplicarea de amenzi, cel puțin la câteva instituții media, în valoare de peste 400.000 de lei. Ceea ce este un precedent foarte grav pentru Republica Moldova. Cu regret, aceste lucruri continuă și suntem nevoiți să atacăm în instanța de judecată pe unii sau pe alții care manipulează la greu. Ceea ce ați spus dumneavoastră, cu mare regret, este real și se întâmplă în fiecare zi. Deci presa, într-un fel sau altul, trebuie să fie acea strajă a societății pe problemele care se confruntă. Eu n-am văzut investigații jurnalistice cu aeroportul, de exemplu, cu această licitație trucată, care e a doua oară să depunem denunț la CNA pe acest subiect. Deci, exact cum spuneți dumneavoastră, dacă s-ar întâmpla la București, ar fi fost un scandal de mare valoare și importanță. Sau pe procedurile de procurare de păcură, sau pe companiile cele indiene care au câștigat licitațiile cu linii de tensiune electrică. Nu România, dar o companie indiană. Cu contractele la gaz, cu deciziile Comisiei Situații Excepționale și cu toate mișmașurile pe care le fac în fiecare domeniu. Începând de la închiderea de spitale, cum ar fi și comasarea, cum ar fi Toma Ciorbă sau alte universități, școli. Toată ziua, deci, haideți să spun așa, 30-40% la unele instituții media sunt împotriva, de exemplu, a mea personală sau activitățile pe care le desfășoară. Nu am nicio problemă cu asta. Doar că dacă ar fi reflectate obiectiv și aceleași întrebări ar fi puse nemijlocit guvernării. Da? Cât tam-tararam s-a făcut pe subiecte care nu țin nemijlocit de competența primăriei municipiului Chișinău. Și în fiecare zi tot... Deci asta e, cu regret, presa a devenit și ea galbenă, în mare măsură, iar opinii diferite decât cele care sunt ale pasului nu sunt date. Asta e un fenomen care ne se întâmplă nou. Astăzi, după 5 ani de lipsă în țară lui Plahotniuc sau Șor, astea sunt speritorile de bază în continuare. Oameni buni, voi aveți deplină putere în stat. Nimeni nu a avut o asemenea putere totală, haideți să spunem așa, nici măcar cred că nici măcar domnul Voronin în perioada respectivă, la o asemenea scară, și să-și permită asemenea lucruri, da? Să intervină, să-și subjuge toate instituțiile, toate, vorbim de SIS, vorbim de CNA, vorbim de procuratură, ăștia iesă în spațiu public de parcă le-a scris cineva pe hârtiuță și vorbesc același lucru, în loc să acționeze în conformitate cu competențele și prevederile respective. Întrebarea mea, pentru ce se cheltuie peste 100 de milioane lei la televiziunea publică, unde i-a arătat pasul de dimineață până seara și ce de bine trăim? Ce de bine trăim? Noi știm când ne ducem la farmacii să cumpărăm medicamente. Ce de bine trăim? Știm când ne ducem la piață sau la magazin. Când primim salariul, care astăzi este în continuare unul foarte mic. Bine că miniștrii au câte 100 de mii de lei salariu, cu toate adaosurile pe care le au. Păi, dar de unde să știe el cum trăiește omul de rând? El nu are de unde să știe. Copiilor, familiilor, marea majoritate sunt peste hotarele Republicii Moldova.
Nu știu dacă ați observat cât aroganță astăzi au unii dintre cei parchii mei care îi știam și ni se păreau că sunt oameni cât de cât. Deci cu ce aroganță discută în Parlament, cu ce aroganță discută cu presa, cu ce aroganță când există vreo întrebare incomodă, când se mai strecoară câte o întrebare incomodă, cu ce aroganță sunt cei la guvern. Deci, și mi sperie în fiecare zi, inclusiv prin mai că o să vină procuratura, cine au. Dar când o să vină procuratura și cine au la ei? Dar eu vă asigur că o să vină. Mai devreme sau mai târziu. Încă ceva despre justiție, despre procuror, concursul dumneavoastră ați vorbit fără să intervin eu, dar despre cazul Stoianoglu sau achitarea domnului Stoianoglu, eu nu mi-aduc aminte. Dumneavoastră v-ați expus sau încă nu? Bun, ceea ce mi se pare grav când un președinte de țară sau un funcționar de rang înalt spune că da, nu contează, de exemplu, decizia de la CEDO sau nu contează decizia, mai o facem pe noastră. Deci mi se pare foarte, foarte grav. Lucrurile astea trebuie scoprite. Deci noi avem senzația că trăim în lumi paralele. Deci există guvernarea care trăiește în lumea sa și există restul societății, oamenii care trăiesc în lumea, după părerea lor, probabil, altă decât cea specifică pentru ei. De asta, ce să spun, e grav. Tot ce ne se întâmplă nou este grav. Și dacă cumva dumneavoastră sau eu sau colegul de platou arată cu degetul și spune, uitați-vă, se fură la greu. Război hibrid, mâna Moscovei și tot așa mai departe. Deci, orice altă opinie decât cea a guvernării este inhibată și se pornesc aceleași speritori în adresa oamenilor. Dar eu cred că oamenii nu sunt atât de naivi cum le se par celor de la PAS. Și o să vedeți că următoarele alegeri o să demonstreze acest lucru. Guvernul s-a adresat către primăria Chișinău cu rugăminte de a identifica împreună vreun sediu pentru Procuratura Anticorupție, pentru că s-a iscat un nou scandal de la Academie de Știință. Procuratura a pus ochii pe niște clădiri ale Universității Pedagogice Ion Creangă. Și acolo deja oamenii au început să scrie petiții, că sunt împotrivă, doamna Dragnea, deci că bai, nu nimic strașnic, că studenții pot să se mute dintr-o clădire în alta și problema s-a rezolvat. Nu știu, poate primăria. Mutăm studenții, mutăm copii, mutăm medicii, mutăm ca ce? Ca să le facem mofturile la ăștia de la PAS? Nu mai înțeleg ce se întâmplă de fapt, da? Deci trebuie să deranjăm pe cineva. Și vreau să vă întreb, dacă vă aduceți aminte, vremurile bune începeau cu sloganul de bază lupta contra corupție. Ce rezultate avem noi în 3 ani de zile? Avem. Iată, astăzi domnul Ion Muntean, procuror general, a fost la Parlament pentru a cere ridicarea imunității doamnei Marina Tauber. Este adevărat că în Moldova poți uiți veștin la 3 lucruri, cum deci curge apa, cum arde focul și cum Marinei Tauber îi se ridică imunitatea. Corect. Nu ați comentat personal. Ce mai eu am citat ca să ne iasă. Așa. Da, cu sediul de la Toma Ciorbă. Primăria nu are nicio treabă, da? Nu are nicio treabă, ca și cu circul, ca și cu liceul real, ca și cu... ne întreabă dacă lumea ne privește, ca și cu parcul la ieșirii din oraș, cunoscut în sectorul botanic ca Vasmiorcă, nu știu dacă ați auzit vreodată, care e într-un dezastru, un hal fără de hal. Dar noi nu puteam interveni acolo pentru că nu ne aparține nouă. Deci am scris la guvern să ne le transmită ca să facem regulă, măcar să facem regulă și să investim, să-l putem să-l dezvoltăm. Trebuie să spuneți un panou. Acest parc se află în subordinea guvernului, pentru că eu sunt sigur că oamenii vă înjură pe dumneavoastră când se duc la acest parc. Bun. Noi am încercat aceste clarificări să le facem, pentru că sunt multe zone. Da? În Chișinău sunt mai multe edificii, mai ales monumentele de arhitectură, care au ajuns într-o stare fără de hal. Vreau să vă întreb. Bun. Ce se mai aude cu filarmonică? Câți ani buni? Ca să înțelegem... Dar s-au colectat și bani atunci. Așa. Ce se întâmplă cu Arcul de Triumf? Care... Noi suntem responsabili doar de ceasul de pe Arcul de Triumf. Cade timpul iar. Și arată cu degetul la noi. Exact ca și cum tot ne dau lecții ce trebuie să facem în sistemul educațional. Întrebarea mea ferească, până la urmă, ce se mai aude cu acele 25 de toalete din peste aproape 200 care au fost afară? Le-au făcut?
Și iată aici e exemplu clasic a incompetenței crase, cuplat cu aroganță și impotență. Că altfel nu am cum să numesc. Da? Deci oameni, iată, s-a supărat cineva că am numit într-o formulă sau... Dar cum să-i numesc dacă e distrug țara în fiecare zi? Cine se mai comportă în formulă? Ce calificative să le dau? Cât de diplomat trebuie să mai fie în toate istoriile astea când vezi în fiecare zi? Spuneți, corupția am înțeles, deci mai departe, incluziunea socială am înțeles, divizăm găgăuzii într-o parte, cei din Transnistria în altă parte, cei din diaspora în altă parte, dar nu sunt oamenii noștri toți? Noi aici, în această țară, trebuie să căutăm cum să integrăm fiecare, cum să asigurăm pancia, cum... Funcția unui conducător este să dea speranță și să asigure această speranță și încredere în ziua de mâine. Că totul va fi... Dar se întâmplă exact invers. Dizbinăm societatea, băgăm speritori, ăștia nu s-a noștri, ceilalți nu s-a noștri, toți s-a noștri. Ca și în cultură. Pot să vă spun... Deci, nu contează care sunt viziunile politice ale unui om din acest domeniu. Noi, de exemplu, la primării, noi am integrat pe toți. Și cu viziuni mai de dreapta, și cu viziuni unioniste, și cu viziuni poate altele decât cele menționate. Pentru că toți sunt noștri. Toți oamenii de cultură sunt ai noștri. Și fiecare trebuie să-l punem în valoarea, în formula respectivă. Nu știți cum s-a întâmplat. Chiar că au cântat pe scenă undeva lângă domnul primar și nu-l mai chemăm la concert. Dar ați văzut istorie de genul ăsta. Și Geta Burlac, clasic. Că a mers într-un autobuz. A mers într-un autobuz, gata, te-am scos din concert. Mie îmi spar lucrurile astea extrem de grave. Și precedente foarte periculoase și niște bumeranguri care în viitor vor da de știri într-o formulă sau altă. Ultima despre justiție. Tot doamna Dragălin spunea că 47.000 de lei cam puțin el pentru un procuror. Ce s-a ales la primărie? Bun, sunt diferite. De la 5 până la primarul are oficial 25 ceva, am zis la card primesc 22, dar marea majoritate a oamenilor primesc salarii de 7-8.000 de lei. Nu e mai mare salariu. Și problema e că nici nu avem posibilități ca să creștem aceste... pentru că sunt într-o formulă sau altă determinate de către guvern la legea salarizării. La ce economie avem noi de piață? 47.000 de lei. E ok? Acceptabil? Sau ar trebui băieții să aibă și obrazul? Eu cred că atât miniștrii care au câte 100.000 de lei, cât și funcționari. Ia uitați cum se întâmplă, da? Elveția, vi se pare un stat democratic? Un stat eficient? Eficient. Așa. Câți miniștri sunt acolo, știți? Vreo două ori mai puțin ca la număr, dacă nu greșesc, nu? Da. Ultima dată, nu știu cât exact acum, dar ultima dată când am citit ceva despre ei, erau 7 miniștri. 7. Și la noi au mulțit la 2. Aparatul ca să... ministerii, agenții și tot așa mai departe. Avem mai multă eficiență. Am pus în scaun verișoare, nepoței, oameni buni de la pas, fără studii, fără experiență. Iată. Ce treabă avea să fie numit la Ministerul Mediului cetățeanul care a fost numit ieri? Ce treabă are el cu mediul? Ce... Dar chiar dumneavoastră, nici nu vreau să repet cuvântul care l-a spus, dar chiar așa? Costalan, dar cum? Dar pe dăghii sunt mulți acolo de ăștia. Păi ce-i să faci tu? Tu ai vreun rezultat sau cum? Eu înțeleg așa. Bun, este lipsă de cadre. Dar nu poți chiar în funcții importante să pui oameni care n-au nicio treabă cu domeniul ăsta. Nu poți, pur și simplu, pentru că se duce de râp. Și așa cu oameni mai mulți sau mai puțin cum se cade. Pentru că doamna ministru care a fost, eu cred că dumneavoastră este din domeniu. Da, nu neapărat că am avut relații bune, dar ai cu cine discuta, ai cu cine dialoga, aici nu ai cu cine dialoga. Oamenii căzuți din pod. Dar aceste experimente sunt făcute pe noi. Pe domnul Cojocar a spus de la PP că oameni de încredere punem în funcții cheie. Bun, oameni de încredere, eu mi-e greu să spun. Ce înseamnă om de încredere? Poate nu-i neapărat specialist în domeniu, dar e de încredere. Dar unde au specialiști în domeniu? Ia-mi spuneți-mi, vă rog frumos. În care domeniu, numiți-mi, vă rog, 5 lucruri care considerați dumneavoastră că au făcut bine acești cetățeni, iată, în perioada când îi guvernează. Am să vă spun, eu chiar am să vă citesc. Haideți. Dar
un piculeț mai încolo, pentru că trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care o să revenim, vă rog. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. N-am reușit din cauza publicității, așa că vă întreb, vă rog, deci, o concluzie în câteva cuvinte despre reforma justiției în Moldova în ultimii 3 ani și ceva. Eu cred că este un proces mimat în care sunt mințiți și partenerii externi, pentru că de reformă este nevoie, numai că reforma se fac cu oameni competenți prin consultări suficiente. Dar nu schimbăm pe cei vechi cu cei care au carnea de partid sau apropiați partidului. Cam asta se întâmplă și calificativul pe care l-a dat doamna procuror probabil determină ce exact se întâmplă în acest sistem. Ultima, nu știu dacă ați văzut dumneavoastră, mă uitam la concursul ăsta când părinții au fost intervii. Intervievați, deci, nu știu, mi se pare atât de umilitor și josnic. Da? Oamenii au muncit o viață peste hotare, au investit într-o formă sau alta în ceea ce este acasă și să-ți bați joc așa la televizor de ei, nu știu. Și cel mai interesant chiar, și presa galbenă n-a vorbit despre toate lucrurile astea. Parcă trece cu vederea, parcă nici nu există. Da. Eu vreau să vă întreb ceva așa. Eu de când lucrez în presă, eu am observat, știu o chestie. Niciun politician nu poate câștiga un război contra presiei. Dumneavoastră conștient mergeți împotriva, așa îi spuneți dumneavoastră, presa galbenă, nu știu cine vorbiți, prima dată aud. Sau pentru că e destul de riscant. Eu nu mi-am propus să câștig ceva în această privință, doar am atras atenția că sunt foarte multe știri subte din deget, false și manipulatori. Repet, numai în Republica Moldova, dumneavoastră, veți vedea la posturile de televiziune cum este descalificată opoziția. Cum sunt intimidați oamenii din diferite, nu neapărat că mi se întâmplă mie, da?
la tot felul de emisiuni, începând cu satiră și terminând cu emisiuni de dezbatere. Există guvernare. Rolul presii este să fie straja societății, ochii societății. Și ce? Ai inclus un post de televiziune și acolo. Cât e de rău ce bani, de dimineață și până seara. Bun. Dar, repet, eu cred că lumea poate să-și facă aceste concluzii. Prea mult se atrage atenția la umila mea persoană sau ceea ce face primăria municipiului Chișinău și se distrage atenția de la lucrurile grave care se întâmplă în țară. Și ele se întâmplă, cu mare regret. Eu nu știu despre ce lucruri grave vorbesc dumneavoastră se întâmplă în țară, pentru că noi am văzut o conferință de presă de ieri a premierului Dorin Recean, unde a lansat o campanie care se cheamă Guvernul Construiește, dacă îmi permite să dau să citesc ceva de aici. Guvernul construiește drumuri, rețele de apă și canalizare, iluminat public, școli și spitale renovate, poduri, parcuri și stadioane. Guvernul construiește zi de zi și acest efort îl vom continua și în perioada următoare. Suntem într-un proces amplu de construcție a țării. Mă refer la numărul mare de proiecte de infrastructură care schimbă la față Moldova. Mai multe din aceste proiecte au fost blocate ani sau chiar zeci de ani la rând. Guvernul construiește sate și orașe europene, în esență, un trai european. Guvernul construiește și va continua să construiască Moldova, o Moldova europeană în care toți locuitorii să aibă condiții firești, sănătoase de viață. Construcția Moldovei nu este un proces de o zi, de două. Acest proces durează și e nevoie de implicarea fiecărui om din această țară. Și în concluzie, vom reuși să construim o Moldovă care să arate europeană, de la nord, la sud, în cele mai mici sate și cele mai mari orașe. Doar dacă toată țara pune umărul, a spus prim-ministrul Dorin Recean. Sau eu, sau Levitan, tot aceeași. Eu am vrut să vă întreb, poate dumneavoastră știți, dar ce fumează dumnealui? Nu se poate așa să vorbiți, domnule de ce? Primar. Dar de ce nu se poate? Noi, înțelegeți că am vorbit despre lumi paralele, da? Noi aici trăim. Noi nu vedem ce se întâmplă în fiecare zi? Sau toate lozincile astea și un teren de joacă pe toloacă care într-un sat plin de balegă se numește sat european? Nu, sat european asta când tu ai intrat, ai schimbat tot iluminatul, ai schimbat carosabilul, ai schimbat trotuarul, ai făcut grădiniță, ai făcut școală, ai făcut centru de sănătate, apeduc și canalizare. E că asta e sat european. Dacă n-ai făcut un teren de sport pe o toloacă nu știu unde, asta nu e sat european. Asta ca și cum eu aș veni și aș da raport în fiecare zi, e că am schimbat un element de la un teren de joacă, pentru că e cam același lucru. Am schimbat un element de la teren de joacă la unul din acele 600 de terenuri de joacă care le avem construit în ultima perioadă. Deci nu este ok. Dar bun, până la urmă, ca să nu fii cu supărare pentru domn prim-ministru, nu eu spun despre lucrurile astea, se vorbește în spațiu public că ar exista unele suspiciuni și bănuiele rezonabile. Dar sper că nu-l afectează tare mult, trebuie să fim și cât se poate de obiectivi și autocritici în această privință. Dar cei ce sunt lozinci, noi putem să vedem în țară, în orașe, în satele Moldovei. Și vreau să vă întreb, dar unde este omul în toată această istorie? Pentru că am impresia că vorbim frumos, pe hârtie frumos, dar că atunci când ne întrebăm dacă cum cetățenii de rând și dacă o să vedeți care sunt răspunsurile în sondajele închise, nu în sondajele membrilor PAS care sunt făcute publice și preluate iarăși de presa galbenă și tirajate. Acolo lucrurile stau un pic altfel. 80% din 70%, 80% în diferite întrebări, oamenii o duc prost și mai prost decât au dus-o anul trecut. Sau în cel mai bun caz, la fel. Dar la fel asta înseamnă la fel de rău. Deci cam asta este situația. Dacă ai să spui, cum era în zica la ce miere, nu neapărat o să fie dulcinguri. Și oamenii văd aceste lucruri și înțelegeți că așteptările erau foarte mari, promisiunile erau pur și simplu curgeau gârlă. Dar cu cine am ales, noi vedem cu toți. Raportul guvernului pe care l-a prezentat astăzi în Parlament de Activitate 2023, l-ați văzut cumva? L-ați
Colegii au făcut o sinteză, m-am amuzat și la drum, am auzit cum, nu știu, calorii, orizontală, verticală, s-a încurcat acolo domnul prim-ministru un pic la întrebarea când, de ce sunt inclusi în factură lucruri pe care oamenii nu le consumă după aprobarea legii de către Parlament, în redacții nu. Răspunsul a fost nu vreau cam șansă, rog. Dacă o să fiți rău, o să fiți citat măcar de canalul Telegram, că în altă parte nu sunteți citat. Am observat, fie nu faceți nicio, nu aveți nicio activitate și de asta nu apăresc nicăieri. Eu am căutat mas știri despre dumneavoastră ca să vă întreb câte ceva și am găsit doar pe pagina de Facebook a PAS Chișinău. Așa. Acolo da. Chiar serios. Acolo și m-am inspirat. Acolo au făcut copy-paste la tot și m-am invalid despre Chișinău, vă întreb. Acolo sharnici. Ei sharnici, dimineața se trezesc, se gândesc ce fel de protest organizează, vin, mobilizează. Acum vorbim și despre asta. Bun. Apreciați cel puțin faptul că iată termoelectrica și CET Nord-ul consumatorii acestor două vor beneficia de scădere semnificativă a tarifului la energia termică decisă Andreiul. E adevărat, termoelectrica nu vi se supune, da? N-aveți nicio treabă? N-avem nicio treabă. Așa. Dar totuși, iată, vedeți, is de acord. Timp de vară e una, dar tot e înainte. Da, asta trebuia făcut în luna noiembrie, când vin facturile cele mai mari. Noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. De la 1 iunie, când cască mâțele, normal. Că e important pas. Sperăm că să fie în scădere totală și oamenii să poată să beneficieze și să plătească mai puțin, pentru că nu este ok când noi, moldovenii, cea mai săracă țară din Europa, plătim cel mai scump gaz din aceeași Europa. Nu s-a ieftinit gazul nițel. Și o să mă ieftinească. S-a ieftinit, dar cât a fost, cât a costat. Și de ce a costat? Până în ziua de astăzi. De ce noi am plătit atât de mult? Unde s-au dus banii? Cine a intermediat toate aceste lucruri? Iată la asta trebuie să răspund. A, presa galbenă. B, procurorii și Centrul Național Anticorupție. De ce noi, moldoveni, am achitat cel mai scump gaz posibil? Și ziceau că ei au eliminat sau au făcut acces la surse. Noi nu știm la ce surse au făcut ei acces și de unde vine. Dar mi se pare că doar au eliminat intermediarii, au schimbat intermediarii pe unii pe alții. Doamna Dragălina a zis că nu știe despre niciun dosar pe rol aflat cumva la vreo procuratură pe acest caz. Așa e situația, că vremurile bune necesită abordări corecte din partea instituțiilor. Dar o să termine. Știți, i-am spus unui deputat, unui ministru, fiți foarte precauți la ceea ce faceți acum. Pentru că într-o democrație fiind simulată, cum este la noi, există pentru putere o proprietate. Ea se termină. Și atunci o să vedem cum aleargă ăștia cu rucuzacelele lor, repede, o să le pârâi călcăițele, o să-i prindem prin avioane. Fiți siguri de asta. Eu tot am vorbit cu unii, vorbesc cu unii din ei și ei îmi spun așa, dar dacă nu noi, atunci cine? Dați-vă la o parte să vă arătăm cum se fac lucrurile. Eu, nu știu, deci la cât dezastru produs în țară și la cât incompetență multiplicată pe coridoarele guvernării, eu, de exemplu, eu mă tem să mă gândesc ce ar fi fost dacă ar fi mai ajuns și în Chișinău sau în alte celelalte 11 municipii în care nu au avut niciun suport. Chiar mă tem să mă gândesc. Dar în continuare, iată, cu lozinci de astea încearcă să mintă lumea, dar eu am încredere în oamenii din Republica Moldova și în toate aceste zone, pentru că mă uitam chiar astăzi, vorbeau că atât de mult s-a deschis și Republica Moldova este văzut pe extern, dar pe intern, dar cu oamenii noștri ce facem? Ce facem noi cu oamenii băștinași de aici? Pentru dânsii, viața nu s-a schimbat spre bine. Și lozincele
mari nu ne ajută să plătim facturile acasă, să ducem copiii la școală, să întreținem o mașină, o gospodărie și tot așa mai departe, care mai are. Dar dacă n-ar fi fost războiul, în opinia dumneavoastră, Moldova pe plan extern, tot așa ar fi fost văzută? Probabil că ar fi fost mult mai complicat. Oamenii în culise vorbesc că este un pachet împreună cu țara vecină. Și nu doar aici, dar și peste hotarele Republicii Moldova. O să vedem ce o să iasă din tot acest lucru, doar că eu știu una. Integrarea europeană autentică este despre procese democratice, este despre procese corecte, despre menținerea stabilității și incluziunii sociale, despre standarde de viață și calitatea vieții nemijlocite. Ceea ce face pasul nu este european, este anti-european. Deci rămâne doar lozinca acolo. Reformele mimate, subjugarea instituțiilor publice, începând de la televiziune și terminând cu deci instituțiile de drept, deci subjugarea justiției, monopoluri și contracte dubioase și tot așa mai departe. Cam asta e. Nu cred. Deci, nu mai cred. Eu, în general, iluzia s-a terminat după ce au preluat ei abuziv centrul de la Mold Expo. Deci, pentru mine a fost clar cât de bine pot știu să gestionez situații. Amintesc, noi am 45 de centri pe teritoriul municipiului. Ei au avut unul și cu toți deputații 63 și miniștri au făcut-o de cacao acolo, cu mare regret. Iată, asta este calitatea actului de guvernare. Haideți să-i bârfim și pe dumneavoastră din MAN și pe MAN. Discuțiile cu Partidul Social Democrat European s-au încheiat, din câte am înțeles, da? Nu mai discutați? Suntem buni. Cu echipele discutăm, dar dacă va fi o decizie mai importantă pentru societate, o să o anunțăm atunci când o să fie luată. Referitor la MAN. MAN este un alt tip de formațiune politică care, în primul rând, pentru noi contează rezultatul. Deci rezultatul furnizat oamenilor. Respectarea angajamentelor electorale în acest sens. Da? Când cuvintele și faptele nu foarte mult diferă. Spre diferență de cei care sunt astăzi în actul de guvernare, noi avem o echipă de oameni foarte profesioniști. Oameni competenți, oameni care în diferite domenii 10, 15, 20 de ani, pentru că vârsta medie e 38, dar au 10, 15, 20 de ani lucrați în diferite domenii, fie în sectorul real sau în sectorul public, în administrația publică locală sau cea centrală. Deci sunt oameni care știu a produce și a furniza rezultate. Ori eu cred că pentru Republica Moldova în viitor, dar și astăzi, anume acest lucru este foarte, foarte important. Rezultatele. Oamenii vor să trăiască azi, acum, la ei acasă, mai bine. Și acest lucru este posibil. Nu trebuie să inventăm bicicleta și roata și nu știu ce. Tot a fost inventat până la noi. Trebuie doar ca în funcțiile importante să ajungă oamenii competenți, oameni care au studii, oameni care au experiență și oameni care le pasă de țara lor. Pentru că eu am impresia că ăștia care sunt cu rucsacul au venit și au plecat, lor nu țara le pasă. Nu au reușit. Cam bancurile despre Brejnev cu experimentele într-o găinărie. Totuși, discuțiile astea cu PSD-ul erau purtate ca să ce? Ca să aibă o fuziune? Avem un schimb de opinii pe diferite subiecte. Iată și, cred că este normal. În general discutăm cu toată lumea. Dacă, repet, ce am zis o perioadă de termen. Pentru că cineva în spațiu public încerca să spună că, uite, dar de ce nu faci cu PAS-ul, da? Că 20 de consilieri sunt de la MAN, 20 sunt de la PAS și respectiv ar putea să fie... Noi i-am invitat. Eu personal i-am invitat. Și în scris i-am invitat. Și am zis, dacă este nevoie, mă duc la sediul de partid. N-am problemă. Oamenii m-au delegat, m-au ales ca să le rezolv problemele. Acum n-am când să am pofte, ambiții politice și tot așa mai departe. M-au ales, înseamnă că eu mă duc și caut soluții.
Și da, caut soluții cu socialiștii, caut soluții cu cei de la Partidul Comuniștilor, caut soluții cu cei de la Renato Usatăi, cu toată lumea. Am discutat și discut cu toată lumea. Dar primii la care m-am adresat au fost cei din PAS. Dar dumneavoastră ați văzut ce cale au ales ei. Sunt show-urile zilnice, sunt minciunile tirajate inclusiv prin presa de partid sau cele publice, cum numesc eu, galbeni. Dar eu sunt sigur că oamenii pot face diferență. Și eu vreau aici, odată în plus, să vă asigur că în acest an ritmul de dezvoltare a proiectelor în Chișinău, diferite, și cele sociale, și cele de infrastructură, și cele de logistică, o să fie mai mare decât anul trecut și mai mare decât în perioada precedentă. Cu toate presiunile pe care le fac ei, cu toate intervențiile în ceea ce țin în mijlocit de bugetul municipal, cu blocajele instituționale și multe altele. Eu am zis odată, nu este nevoie să ne ajutați. Important să nu ne tare mult împurcați, că e de împurcat în corp și așa. Și o să arătăm ce randament poate avea în dezvoltare Chișinău. Cu toate blamările pe care le fac ei și toate scandalurile pe care le organizează în fiecare zi. Cam optimist, ori cu câtă lume vorbesc eu și nu neapărat oameni buni, dumneavoastră cam cu stângul ăsta a început noul mandat. De ce? Dar ajungem acuși la subiectele astea care țin de stânga, pentru că n-am încheiat. Deci PSD nu mai insist că nu o să-mi spuneți nimic. Telegraful, canal Telegram, scrie că ați amânat pentru toamnă negocierile. Vreo părere despre unirea celor patru formațiuni de pe dreapta? Nu vreau. Pro-europene? Nu vreau să comentez. S-a comentat suficient în spațiu public. S-a spus că este un apendix a guvernării și eu chiar cred că este așa. Ups, iată că și-ați comentat. Poftim? Iată că și-ați comentat. Domnul primar, nu este dacă astăzi veți anunța public. Bun, normal că eu aș vrea să o faceți la mine la emisiune. Sau mâine în altă parte. Că dumneavoastră, Ion Ceban, jurați cu mâna pe Constituție, pe Coran, pe Biblie și pe statutul PAS-ului. Când nu candidați la prezidențiale din acest an, eu sunt sigur că relația dumneavoastră sau relația PAS-ului sau atitudinea PAS-ului față de dumneavoastră va fi imediat alta și va fi una pozitivă. Mai mult nimeni nu o să vă atingă cu nimeni. Nici proteste. Dumneavoastră, probabil că uitați un pic de ce și cum s-a întâmplat în istoria recentă. PAS-ul nu poate coabita. Deci nu poate cu nimeni coabita. Ei au distrus platforma, da? Au distrus proiectele care au fost unioniste. Ei au distrus pe toți în jurul lor. Ei nu pot coabita. Ăsta este un partid nociv, partid de ură, partid de război. Asta este esența. Deci, ceea ce s-a menționat de construit, ei nu știu a construi. Ei știu doar să distrugă. Și eu vă dau dovada faptului pe fiecare domeniu. Pe fiecare. Deci de tot ce s-au apucat, am zis, ori stagnează, ori degradează în cel mai bun caz. Asta este. Nu cred. Eu am văzut cum se comportă ei în alte circunstanțe și tot așa mai departe. Decizia la mână e luată sau nu e luată cu privire la prezidențial? Nu, nici n-am discutat pe intern subiectul ăsta. Eu am zis, n-am avut astfel de dorințe și tot așa mai departe. Dar ar putea apărea până în toamnă. Vreți să vă spun da sau nu? O să discutăm în echipă și o să luăm o decizie. Hai să enervăm un pic, nu exclud. Nu exclud. Pe cine să enervăm? Deja s-au enervat când au auzit. Bun. Nu excludeți că veți candida. Asta ca să facem precizarea corectă. Haideți să nu anticipăm niște lucruri care trebuie să discutate în echipă, trebuie să discutate acasă, trebuie să coordonate cu colegii, cu oamenii. Oamenii mai au ales să fac lucrurile în Chișinău și eu am să continuu să le fac bine. Bun, dar cei care v-au votat pentru funcția de primar, ce să facă la referendumul doamnei Maia Sandu din aceeași zi cu prezidențial? Ce să face? Haideți să vă spun, la acea ședință la doamna președinte, eu am expus mai multe poziții publice, inclusiv am menționat că acțiunile pe care le întreprinde guvernarea și conducerea de vârf, în mare măsură, sunt anti-europene. Deci nu sunt lucruri care țin de standarde europene.
Și am pus multe întrebări în această privință, dar vreau să vă asigur. Este un insight, nu știu dacă am spus-o în altă parte, că nimeni, dar absolut nimeni din cei prezenți la masă, din cele 17 formațiuni politice, dacă nu greșesc eu, sau câte au fost acolo, exact, se poate verifica după știrile care au apărut după, nu a agreat ideea desfășurării referendumului în ziua alegerilor prezidențiale, calificând acest lucru ca și tentativă a tehnologilor în domeniul politic de a face transfer de imagini pentru doamna președinte și de a asocia cu un candidat anume procesul de integrare european care este susținut în societate în acest sens. Și da, întrebarea este firească. De ce în aceeași zi? Unu. Doi. Dar de ce nu după finalizarea negocierilor? Așa cum s-a întâmplat în alte părți. Un lucru simplu. Vom mai avea nevoie de un referendum după ce vor fi finalizate negocierile? Pentru că acolo deja o să fie foarte clar condițiile, obligațiunile părților, ce trebuie să facem noi, ce trebuie să facă UE, care sunt responsabilități, dacă implică ceva cu exactitate. Și atunci oamenii știu exact pentru ce votează. Acum, asta este situația și vă spun de ce. Pentru că alte teme de campanie nu mai țin. Deci corupția nu mai ține, pentru că așteptările pe această dimensiune a acțiunilor guvernării sunt total eșuate. Reformele, justiție, organe de drept, nu. Incluziune socială, nu, pentru că a dezbinat foarte multă lume. Deci a creat artificial multe tertipuri și ștampile puse pe anumite segmente ale societății. Economii, nu. Social, cu închiderea școlilor, spitalilor, universităților și în continuare să vedeți ce fac ei, ce pregătesc ei pe reforma în sistemul educațional. E un dezastru total pe care îl pregătesc acum, doar când îl pregătesc în taină. Că mai lucrează niște foști miniștri la aceste reforme și cam știu despre ce este vorba, dar nu vreau să anticipez. Rămâne ce? Rămâne să vinzi, politic vorbesc, speranța oamenilor care este așa cum sunt așteptările lor. Un trai decent, mai bun, așa cum au văzut poate la semenii noștri sau conaționalii noștri care sunt peste hotare, dar și în țările respective vizitând sau cunoscând despre acest lucru. Dar asta este într-un fel învelitoare. Pentru că cine să facă reformele astea? Spuneți-mi. Dar dacă tu n-ai făcut până acum? Sau am mai văzut încă alte lucruri, știți cum? Se încearcă a interpreta. Iată doamna Maia Sandu. Poate că e bravo. Dai ca pasul, nu prea, pentru că nu există așa ceva. Asta ca și cum eu aș spune. Repet, da? Că la direcția educației, acolo sunt niște oameni incompetenți, dar eu sunt bun. Deci tu administrezi echipa. Dacă tu nu știi să-ți administrezi echipa ta, dacă tu tolerezi ceea ce se întâmplă, că eu nu cred că nu se vede ceea ce se întâmplă, nu poți fi izolat total de lucrurile astea. Înseamnă că lucrurile sunt grave. Deci nu poate fi echipa proastă și liderul bun. Nu există așa ceva. Un lider bun are o echipă bună. Punct. Și de aici vin și rezultatele. Altfel nu există. Iar scuzele este că, că mă duc să tai o bucată de panglică acolo, dar când l-a tăiat un pic de panglică, e ok, dar când e vreo problemă, nu duceați și întrebați guvernul. Nu-i treaba noastră. Duceați și întrebați pe ceilalți. Președintele nu se amestecă. Președintele este astăzi neformal președintele majorității parlamentare în Republica Moldova. Și a pasului și a guvernului. Și a pasului și a guvernului. Deci nu există că eu sunt bun, celălalt nu este bun. Nu. Asta e un tot întreg și așa trebuie să fie perceput și văzut. Eu sunt bun, regizorul nu e bun, vrea publicitate, luăm câteva clipe după care revenim. Publicitatea, doamnelor și domnilor.
Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn președinte, noi n-am încheiat subiectul cu referendum, dar oricum dumneavoastră ceva va trebui să faci în ziua aia. Noi, eu am zis că o să susțin acest proces și o să explicăm, de fapt, care sunt standardele UE corecte în această privință. Noi am propus, dacă dumneavoastră știți, și semnarea unui pact similar celui de la Snagov. Da, da, da. Cred că la o primă etapă era suficient ca astfel să se întâmple lucrurile, dar știți cum, fiecare cu ideea lui. De mult voiam să vă întreb, dar dumneavoastră ce ați căutat totuși la cele consultări la președinție? Pentru că ele se desfășurau în aceeași oră când oamenii dumneavoastră de la primărie, era ședința Consiliului Municipal Chișinău, luau bătaie, așa, metaforic vorbind, de la cei din PAS, inclusiv deputați veniseră acolo, venise un biet om care are probleme de sănătate și era... Nu venise, l-au adus. L-au adus cei din PAS. Era o bătaie de joc strașnică. Și dumneavoastră pe fundalul ăsta stăteați așa cu mințelul lângă doamna Maia Sandu, o oră înainte de publicitatea dumneavoastră personal ați recunoscut că zici PAS, zici Maia Sandu, zici Maia Sandu, zici PAS din CMC, nu contează, asta oricum e Maia Sandu. Și oricum dumneavoastră stăteați acolo. Eu l-am înțeles pe Igor Dodon, Ion Chicu și Vladimir Voronin că au boicotat, deși cred până în ziua de azi că au făcut jocul și astfel au picat, pentru că asta s-a așteptat ca ei să boicoteze. Dar dumneavoastră ce ați făcut? Bun, eu cred că este normal atunci când te invit un președinte de țară la discuții să mergi la aceste discuții. Mm-hmm. Nu contează care este deci părerea ta despre calitatea actului de guvernare. Ai ocazia să expui. Eu am expus ce am avut de spus în acest context. Destul de critic. Cam asta e. Dar noi trebuie să dialogăm. Oamenii asta așteaptă. Oamenii s-au săturat de certuri, oamenii s-au săturat de scandaluri, oamenii s-au săturat de învinuiri goale sau sterile. Oamenii ne-au ales pe toți. Pe noi, pe cei de la PAS, pe cei de la MAN, pe cei de la socialiști. Ca, într-un final, să furnizăm rezultate, soluții, nu bălbâială și scandaluri. Așa cred eu. Vreau să vă întreb despre acest vot prin poșta Moldovei. Unul, ce credeți? Doi, dacă poate ați vorbit cu ai noștri, cu cineva din ai noștri din Canada și Statele Unite. Trei, acest vot, poate mi-a să înțeles prin poștă, el e valabil pentru prezidențiale sau pentru prezidențiale și referendum? Cum dumneavoastră nu cunoașteți multe detalii, așa nu cunosc nici eu. Este echipa de juriști care se ocupă, dar faptul că acest document a fost scris în mare grabă și cu grave încălcări, îi spun că au existat grup interdisciplinar, numai că nici eu, nici dumneavoastră nu știm nimic despre acest grup interdisciplinar. Și de un an lucrează. Și mai grav. Dacă de un an lucrează, e și mai grav, pentru că noi cu dumneavoastră nu cunoaștem. Există o regulă în ceea ce ține de standardul european, dacă tot de standard european. Deci, regulile de joc nu se modifică în timpul jocului, iar Comisia de la Veneția ne spune că nu se modifică cu un an înainte de alegeri. Ce avem noi? Secții de votare deschise noi, regulamente, nu știu de care, de înregistrarea candidaților dubioase, după părerea mea, eu cred, la prezidențiale. Deci, încercarea de a conecta și a asocia procesul de integrare europeană și tema nemijlocit cu un singur candidat care va fi în aceste alegeri. Vot la distanță, până în ziua de astăzi, neclar, fără dezbateri, fără nimic, sau cu dezbateri de astea absolut simulate. Și săptămâna viitoare să vedeți că o să fie aprobat în Parlament, de atât că așa vrea Maia Sandu. Și de ce cetățenii noștri din alte țări sunt descalificați în acest sens? De ce? Ce fel de proiect pilot? Dar nu tot aceleași drepturi? Este un proiect, în primul rând, anticonstituțional. Ci nu aceleași drepturi le au oamenii din Marea Britanie, ca și cei din SUA și Canada. Nu este corect, pur și simplu, pentru că este o abordare discriminatorie. Dar vă zic, eu am părerea mea de ce se întâmplă. Pentru că în țară, substanțial, a scăzut suportul pentru doamna președinte. Și el caută în continuare în afară. Și în Canada și Statele Unite e la așa de puternic suport? Pot să cunosc detaliul. Am fost în Statele Unite, am fost, ați văzut că m-am întâlnit și cu reprezentanții diasporii.
Probabil că oricum sunt păreri diferite, dar știți care e realitatea? E foarte greu să mai amăgești oamenii odată, după ce i-ai amăgit. Pentru că realitățile și circumstanțele sunt diferite de așteptările și promisiunile care au fost făcute. De asta cred că se mizează și iarăși se vor include spiritorile astea, că dacă nu ei, exact cum a spus dumneavoastră, o să vină război, nu știu ce. Haideți, destabilizări. Uitați-vă ce îndrugă e în fiecare zi. Vorba poetului, cui trebuiți voi? Eu mă uitam la domnul Grosu, cu cât spune, știi, 15 de bodyguards făcea niște exerciții. Cui trebuie tu? Păi așa e legea. Păi schimbă legea, eu peste noapte schimbă legea. De ce? Se poate de schimbat codul electoral, codul educației într-o zi, dar nu schimba ce, astfel de legi. Dar ei se complac în toate istoriile astea. Sau mă uit câte cheltuieli a făcut, de exemplu, iarăși, spuneți că sunt rău, dar cum redă presa galbenă, da? Că jumătate acolo, 500 de mii de lei, doamna președinte a cheltuit pentru vizitele peste hotare. Dar noi ce, nu plecăm peste hotare? Noi nu știm. Numai că eu plec singur sau plec cu echipa în mare măsură din sursele care sunt achitate de către organizatori, așa cum am fost la Bruxelles sau cum am fost la Barcelona. Dar doamna președinte pleacă. A, așa, fotograf 1, 2, o grămadă, o mașină întreagă de bodyguards care stau pe alături. Dar asta nu sunt cheltuieli. Nu sunt cheltuieli statului, eu vreau să vă întreb. Se pare că acolo nu se indică toată cifra, cât costă nu, delegația. Nu, că nu se indică. O delegație costă, eu vă asigur, o delegație costă la 500 de mii. Nu toate plimbările de psihotare a unui persoane. Dar o delegație se ridică în aceste circunstanțe. Biletul, hai, mă uitam, Statele Unite s-au dus cu duiumul, da? Vreau 10 oameni numai care i-am văzut la suprafață. Cât costă un bilet în Statele Unite, știți? 1000 și ceva, nu? 1000 de euro, 20.000 de lei, la 20 de persoane, e câte jumătate de milion. De ce ni mințiți așa? Mm-hmm. Sau am văzut chiar că ce bani, au făcut nu știu care concerte, nu știu pe unde. Doar în piața Marii Adunării Naționale, la ziua independenței, scena a costat aproape 2,3 milioane lei. Mai mult decât tot ce am cheltuit noi în afară vreodată. Doar o scenă la care au fost maxim 200 de oameni. Nu faceți la să 300 de oameni în față. Da, dar în schimb, recent doamna președinte a anunțat că va semna decretul privind reducerea cheltuielor președinției. De la 140 la vreo 90. Ce vreți să vă spun? Eu pot să scot bugetul acum și să ne uităm interesant peste cifre. Dumneavoastră, aveți acces la internet acum? Da. Vreți să facem un exercițiu? Haideți. Încercați să dați la... E simplu, un motor de căutare, raport datoriei de stat. Ministerul Finanțelor. Găsiți ceva? Raportul privind situația, așa, este din iunie 2023. Ia-mi deschideți-l, vă rog frumos. Este? Dați-mă uite ceva. Vă rog. Așa. Unde e numărul? Raport prin... Așa. Raport pe trimestru. Ia, faceți așa, e ca aici. Luați-l, vă rog, și faceți-l la cameră mare. Datorie sectorului public. Ia uitați-vă, 2 ani în urmă și iunie 2023. Așa. 31 martie 22, total 82.699, asta cât înseamnă? Miliarde, da? Miliarde, da. Ian, opa, 31 martie 2023, 100 și ceva de miliarde. 103 miliarde. Deci, aici, dumneavoastră, vedeți în raport cu anul 22, dar dacă luăm în raport cu anul 21, deci datoria publică a crescut cu peste 30 de miliarde. Ce spune presa galbenă? Unde-s banii care au venit din fondurile europene? E întrebarea mea firească, eu deja cred că 10 scrisori oficiale am trimis. Unde e acel 1,2 miliarde de lei, euro?
despre care a vorbit Charles Michel. Iată, despre asta nimeni nu vorbește. Ce ați făcut, dragilor? Iată competența. E sursă oficială. Nu v-am deschis ceva. Dacă ne uităm pe componenta administrativă, din întreținerea spațiilor publici, salarizării și tot așa mai departe, sute de milioane cu creștere pentru toate aceste lucruri. Dacă de bine că spunem că întâi am majorat cheltuielile la președinție, dar pe urmă le-am diminuat cu, nu cât, cu 300 de mii de lei, cu 1 milion, cu 2 cât. Pur și simplu e vorba de fapt că deci, vila de la Condrița a fost transferată guvernului. Și care e problema? Că dintr-o parte, e același buzunar a statului. Da, aparent arată bine, nu? An electoral. Aparent arată tot, aparent, cu regret. Asta este cea mai mare problemă, că aparențe foarte multe, dar rezultate foarte puține. Ca să încheiem tema prezidențialilor. Da. Noi, chiar pe bune, considerați că doamna Maia Sandu poate fi detronată în cadrul unor alegeri libere și corecte? Câteva întrebări poate de precizare. Alegeri libere și corecte nu văd cum să aibă loc acum. Deja se fraudează votul cetățenilor din Republica Moldova și din diaspora. Asta este prima condiție. A doua, aceste răspunsuri le oferă societatea noastră, oamenii care o să participe la vot. Ce cred eu, mai puțin contează în această privință. Eu am văzut datele sondajelor interne. Și ei le-au. De aici și vine panica asta foarte mare și toate show-urile și toate lozincile astea după ce fumează câte ceva. Și tot așa mai departe. Deci lucrurile nu sunt atât de evidente. Dar, repet, societatea moldovenească va da răspuns la această întrebare. Eu nu mă apuc să fac pe analistul politic și nici nu vreau să fac acest lucru. Mai ne spuneți și nouă ce arată sondajele interne. Am să vă arăt. Hai tot. După emisiune. Am înțeles, mi-am dat seama. Ne spuneți și noi despre ce totuși vorbiți dumneavoastră în privința reforma educației. Iar știm și aici ai reformă? Da, ne pregătesc o bombă. Serios. Ce trecem de la aprecierea notelor de la 10 la 5, cum era în timpul din sovietici, sau ce vreau să fac? Nu. No. Nu, no, ține în mijlocii de infrastructură, de oameni. Da, nimic nou. Da, cum s-au închis 200 de școli atunci, așa o să mai continui procesul. Deci eu cred că, cel puțin din ceea ce am auzit, eu cred că e dezastru ceea ce pregătesc ei. Nu știu dacă o să îl fac nemijlocit în acest an. Că poate, fi, să poate fi riscant. Păi da, de ce s-a întâmplat cu reforma administrativ-teritorială? Iar despre asta au vorbit și... Sunt multe lucruri care stagnează din cauza că sunt alegeri. Eu, de exemplu, dacă este să ne referim la gospodărie municipală, da? Nu m-am temut să-mi asum public angajamentul de reparație a podului Mihai Viteazu, pentru că asta trebuie să fac. Credeți că nu puteam să investesc acele milioane în proiecte care ar da mult mai bine sau că nu estimam că o să fie lume mult supărată, ținând cont de faptul că stă în trafic acolo de dimineață și până seara? Nu. Eu am făcut ceea ce trebuia să fac. Nu ceea ce mi-ar place sau ce ar da bine la populație. Ceea ce trebuie să fac. Și sunt. Dar când e gata? Contractul e pe 27 de luni. Estimăm că până la finele anului, cu excepția lucrurilor cosmetice, să fie finalizat. Sper să nu întârziem în aceste luni. Nu am inventat eu. Sunt niște procese tehnologice care trebuie să respectate. Am zis, singurul lucru care putea să urgenteze este să închidem podul integral. Dar dacă îl închidem integral, am blocat jumătate de oraș. Asta nu e podul, nu știu de unde. La 10 sau 15 km. Bun, încheiem pe temele astea pentru cu ultima întrebare. Ieșirea la presa directorului Serviciului de Informație și Securitate. Pregătesc de stabilizări. Există mai multe partide, unele care sunt pro-europene, dar ele sunt deghizate. Ele nu sunt pro-europene. Uh-huh. Ele, de fapt, sunt pro-rus. Uh-huh. Sunt partide care pe față sunt pro-rusă. Sunt partide care sunt pro-stataliste. Dar asta înseamnă că ele sunt totuși pro-rusă. Uh-huh.
Deci este pas și toți ceilalți care nu sunt pas. Că el, așa trebuie să spună. Dar în general, nu știu ce caută, eu am mai spus acest lucru, copilul ăsta, la serviciul de informații și securitate. El în viața lui nu a avut conexiuni cu astfel de subiecte și teme. Acolo sunt oameni capabili, sunt ofițeri, sunt oameni care în sistem au muncit. Ăsta nu are nicio treabă cu toată afacerea asta. El a fost undeva pe la Fundația Soros, un fel de... te rog, o leacă de apă, înțelegi? Și o mai ajuns pe, probabil pe niște granturi, consilier tot la ăștia de la PAS, în cancelare sau la guvern. N-are treabă omul ăsta cu serviciul de informații și securitate. Și serviciul de informații și securitate nu trebuie să iasă așa, să vorbească ea ca să pregătesc. Băi, voi de 3 ani de zile vorbiți de finanțări ilegale, de... unde-s dosarele încheiate? Nu înțeleg. Deci, eu am impresia că iau nevoie de astfel de subiecte în spațiu public în continuare pentru a crea sperietori și a forma oamenii, cum spuneți, dar cine dacă nu ei? Pentru că ceea ce au sunat este pas și toți ceilalți care nu sunt pas. Dar cine nu sunt pas nu au dreptul la opinii, nu au dreptul la viață, nu au dreptul la... Nu e așa. Nu e așa. Și noi să demonstrăm acest lucru. Tăcerea ambasadorilor, vă explicați cumva? Eu mi-aduc aminte fostei de guvernări, numai să bălbăie Vladimir Filat sau Vladimir Plahotniuc la TV, deja trimite 3 comunicate de presă. Haideți să vă spun eu părerea mea. N-am întrebat opinii și probabil că în premier o să zic public. Eu cel puțin asta argumentam în cadrul echipei colegilor care puneau o întrebare similară. Cu mare regret, dezastru care se întâmplă la Est, această agresiune a Federației Rusă, războiul pe care l-au pornit împotriva ucrainenilor, și acolo mor oameni, de la copii până la oameni civili, absolut nevinovați. De a închide un pic ochii și cu regret în anumite circunstanțe de a aproba duble standarde vis-a-vis de unele procese aici, este cel mai puțin nociv. Nu uitați că cei ce vorbesc aici că destabilizări, că nu știu ce, vorbesc în toate cancelarele. Și oamenii chiar sunt speriați. Că nu de Doamne se întâmplă ceva. Eu știu ce comunicare și cât îmi spală ei mie oasele în diferite instituții. Dacă s-a ajuns ca instituția prezidențială să sune în cancelarea unei primării sau unei regiuni sau unui consiliu județean sau la Bruxelles să mă descrie, nu știu, în ultimul hal și fără de hal. Da? Alte canale de comunicare pe extern sunt foarte puține. Și atât minciunile pe care le tirajează acasă, le tirajează și în alte părți. Eu cred că de aici există zona asta de toleranță. Pentru că sperii, da, ca mâine o să vină Putin sau nu știu care acolo să... Da, dar guvernarea se schimbă odată și odată și aceste precedente toate pot fi folosite motamo, cu exactitate. Asta este cel mai grav lucru pe care le-am spus celor care o consiliază pe doamna președinte. Nu creați precedente grave, pentru că ele pot fi multiplicate ulterior cu aceeași insistență. Știți că noi de ceva timp, de o jumătate de an sau 4 luni, 5 luni, nu mai avem stare de urgență. Care e diferența dintre perioada asta când nu avem stare de urgență și cea când noi aveam stare de urgență? Pentru că eu până azi n-am înțeles noi de ce am avut stare de urgență. Și poate eu cred că unii exponenți ai Partidului de Guvernare, nu știu dacă au fost la dumneavoastră la comisiune, au dat răspuns la acest lucru când au spus că, slavă Domnului, că ei nu se află în componența acelei comisii. Sau nu s-aflau, da? Acum vreau să fie foarte clar. Când vorbesc anti-european, asta înseamnă că nu poți, eu nu-mi închipui eu să fac decizia Comisiei Situații Excepționale și să contractez la direct de câteva sute de milioane de lei reparația drumurilor, care nici până în ziua de astăzi nu e clar în bază la ce fel de... Da? Sau acele contracte la gaz, sau multe alte achiziții despre care noi cu dumneavoastră nici măcar nu cunoaștem. Da? Deci, aceste precedente sunt foarte grave. Iar fiecare din acea componență a comisiei este pasibil să fie judecat penal, și eu cred că într-o instanță finală,
fiecare dintre dânșii o să aibă de furcă cu, cu justiția. Și acest lucru trebuie făcut pentru ca să nu pară că se poate orice în țara asta fără limite. Cum v-am spus, puterea se termină. Nu este niciun fel de răzbunare, dar aroganța și lipsa de realitate, ruperea de realitate este pur și simplu una inimaginabilă în cazul lor. Ei cred că lor totul se poate și că nimeni acest lucru nu vede. Nu este așa. Nu este așa. Domnul primar, în prima parte a emisiunii dumneavoastră vorbeați despre faptul că veți depune o contestație la Centrul Național Anticorupție privind licitația asta a doua de la aeroport. Dar dumneavoastră și la prima ați depus. Și care, la ce etapă ne aflăm? Unde suntem? Bine, asta trebuie să răspund Centrul Național Anticorupție. Dumneavoastră nu v-au răspuns. Poftim? Dumneavoastră nu v-au răspuns. Sunt colegii mei care se ocupă de subiect, nu am intrat în detaliu. Cel mai probabil că ei mâine vor depune un nou denunț, deja pe clarificările respective care sunt în nouă procedură. De ce o faceți? Pentru că consider că nu este corect ceea ce se întâmplă. Nu este corect, pur și simplu. Deci nu poți să ne ai pe toți de proști. Repet, dacă aș fi făcut eu așa ceva la primărie, eu din, aveam 18 ani dosar. Dacă aș fi făcut același lucru. Cum adică? Deci tu creezi condiții pentru o singură companie. Spui că nu te-ai văzut, n-ai nicio istorie ca însuși compania să vină să spună că da, au fost vizite, mai multe discuții, mai multe scrisori, mai multe. Deci eu nu mi închipui așa ceva, că cum spuneți dumneavoastră la București. Asta e european? Asta e din opera furtul miliardului. Din aceeași operă. Deci nu există nicio diferență. Și încă după asta anunț proceduri două săptămâni de zile și scrii acolo că să lipsiți de răspundere. Asta sigur, nici în Africa nu avem așa situație, în cele mai subdezvoltate țări. Ce e asta? Și presa galbenă tace. Deci nu vede. Mă spală mie și dumneavoastră oasele pentru... Mie nu, Dorin Galben, e tare, vă spală. Dar licitațiile termin de două săptămâni, la primărie, tot așa, de când organizați anumite licitații, pe un domeniu sau altul? Există legea cu privire la achizițiile publice, tot e scris. Deci, negru pe altul, nu trebuie să inventeze bicicleta. Și o lege, apropo, bună. La primărie, vreți să mai facem un experiment? Ripijor. Intrați pe transparența.chisinau.media. Punct Chișinău? Punct Chișinău, punct media. Transparența, punct Chișinău, punct media. Este ok. Așa. Prima rubrică ce e? Achiziții publice. Achiziții transparente. Așa. Intrați, vă rog frumos. Vezi toate achizițiile. Hai, faceți dumneavoastră asta, nu vreți? Uitați. Fac eu. Eu ce am vrut să vedeți? Vezi achizițiile, da? Iată așa, 40 de lei. Vă rog să vă uitați, ce cifră aici? Cifră, prima. 40 de lei. 40 de lei, achiziții în format electronic. Domnule Gonță, 40 de lei, de la 40 de lei până la 10 de milioane dacă este și în strictă conformitate. Electronică, dumneavoastră, când spun ceva, nu pus plitcă sau nu știu ce, coș de gunoi. Nu fac eu achizițiile. Bugetul capitalului e un buget de 6 miliarde. Dar eu vreau să văd unde arătați un asemenea instrument la guvern. Și acolo avem despre toate angajările concursurile publice, nu mimate, dar concursuri desfășurate. Dacă intrați tot pe site. Fiecare leuț unde se duce și pe ce este cheltuit din impozitele dumneavoastră și din taxele. Toate notificările în comerț, toate actele permisive, vorbesc că mafie imobiliară, wow, scandalul. Băi, ele se dau cu mult timp înainte și doar aici, în altă parte nu găsiți, doar la Chișinău. Nu spune că și acolo este transparență la licitația aia, la aeroport. Doar că șarlatanii vor spune bețe în roate. Da. Noi cu dumneavoastră suntem șarlatani, că domnul operator e șarlatan. Toată lumea e șarlatan, numai spune nu e șarlatan. Deci cam
Profesoara mea și dirigintele era profesoară de limbă și literatură rusă în școală și spunea în felul următor: «Дети, не бывает так, что вокруг все дураки, а один кто-то из вас только один умный». Pe că asta e cazul tovarășului cu șarlatanii și tot așa mai departe. Deci ei ne țin pe toți de proști și încearcă să explice că nu există mișmașuri. Nu, e încălcat totul. Deci aici plânge procuratura și plânge, dar dacă promisiunea e făcută, nu se exclude că și banul e luat deja. Nu trebuie procesul dus până la capăt. Apropo de capăt, suntem la capătul cele de-a treia părți, mai avem una și după care, după publicitate revenim, vă rog. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Noi tare multe subiecte am vorbit, dar mai puțin am vorbit despre, sau cel puțin eu mai puțin v-am întrebat despre primăria Chișinău, problemele orașului și soluțiile care le propuneți dumneavoastră. Așa, buget. Da. Domn primar, este așa o expresie în limba, într-un film sovietic. Eta, ni-i seriozna? Noi suntem în luna martie și noi nu avem buget?
Pe dumneavoastră asta cumva vă afectează direct? Nu. Dar depinde la care știri te uiți. Eu de ce vă întreb? Serviciile comunale lucrează, toate lucrează. Întreprinderile municipale, toate lucrează. Nu are nimeni salarii cu întârziere ca la calea ferată și multe alte istorie. Deci, noi astăzi avem sute de proiecte tranzitorii care sunt finanțate în conformitate cu prevederile legislației. Toate obligațiunile pe care le are primăria le onorează. Deci, de asta răspunsul la întrebarea dumneavoastră, dacă nu vă afectează pe dumneavoastră sau anumite sectoare, nu cred că e o problemă să o scoatem atât de mult în evidență. Dar cineva niște, afectează, probabil. Sunt niște procese care trebuie duse până la capăt. Am zis, au fost cu întârzieri toate procedurile la nivel central, acolo au fost încălcate toate legile posibile despre proces nemijlocit și dezbaterea au durat 7 ore, dacă vă aduceți aminte, iarăși super standard european. Dacă făceau așa ceva, deja cred că în Franța sau în Marea Britanie măturau cu totul. Dar când va fi propus, noi o să anunțăm public. Domn primar, noi în Consiliul Municipal Chișinău avem coaliții de guvernare? Nu există. Dumneavoastră ați avut câteva întrevederi cu Igor Dodon. Igor Dodon anunță că a avut câteva întrevederi cu dumneavoastră. Deci nu vă... Și discuțiile inclusiv despre acest CMC. De ce nu conveniți? Eu nu zic să repetați Alianța pentru Integrarea Uniunii Europeană prin Uniunea Euroasiatică pe care o vrea Igor Dodon. Dar ceva scriați pentru că... Sau lucrurile în CMC merg. Pentru că este adevărat. Eu vă spun cum se uită lumea la CMC. S-a urlat, s-a dat replică urlând. Asta se dă la știre. Și pe nimeni nu interesează. S-a votat ceva până la capătul zilei. Nu s-a votat ceva până la capătul zilei. Se votează, se face ceva în CMC acolo. Sau doar să urlă. Bun, dumneavoastră ați dat calificativele respective. Și potrivite. Și probabil că sunt și potrivite pentru că în linii mari există o mare zonă de blocaj. Deci eu ce spuneam că fac cei de la PAS cu... presa galbenă, da? Deci ei creează sau încearcă să creeze haos și deci blocaj intenționat. Fie că este financiar, fie că este mediatic, fie că este... Noi nu vorbim de problemele reale, noi vorbim despre probleme inventate. Mai mult decât atât, dumneavoastră ați văzut chatul acela comun cu jurnaliștii, mai sunt și altele. Noi am văzut cum jurnaliștilor de la anumite televiziuni li se dau indicații de la deci persoanele responsabile de PR-ul politic, așa, a PAS-ului, inclusiv în CMC. Am văzut și putem și proba lucrul ăsta dacă va fi nevoie. Nu există nicio coaliție formală sau neformală, se votează pe proiecte de legi, o să introducem în continuare mecanismul de consultări în cadrul biroului permanent la Consiliul Municipal Chișinău. Ce se va vota? Se va vota. Ce nu se va vota? Nu se va vota. Nu e nimic nou sub soare și nu există vreo urgență, nu există vreo necesitate de proiecte care, fără de care municipalitatea sau de care ar depinde funcționalitatea municipalității. Nici în CMC au trecut n-am avut. Dacă dumneavoastră ați observat, erau deci, voturi pe anumite proiecte și în aceste circunstanții dialogul s-a dus și s-a purtat absolut cu toate. Doar că pasul, componența precedent, au avut un comportament mult mai adecvat decât cei ce... Dar dacă ei consideră de convință că asta oamenii așteaptă de la ei, un asemenea comportament, cum spuneți dumneavoastră, urlat, țăpat, cu protestatari de serviciu, cu mobilizarea oamenilor, și asta e, nu știu, probabil un lucru foarte urât care s-a întâmplat persoanelor cu nevoi speciale în acest sens. Deci, dacă ei consideră că așa, eu cred că oamenii așteaptă altceva. Dar fiecare cu socoteala sa. Domn primar, profesionalismul domnului Chicu și al domnului Octavian Calmâc, dumneavoastră l-o recunoașteți? Da, absolut. Eu vreau să spun că amândoi au zis aici în studio că petiția asta dumneavoastră cu 50% din buget să rămână în buget, asta e populism. Bun, haideți să
facem în felul următor. Deci, populist de ce? Că nu poate fi implementat astăzi de către Parlament, dar Parlamentul mai are un an și jumătate. Nu poate fi nici de următorul Parlament, de chiar ce? Dacă totul va aparține manului. Haideți să facem. Nu este adevărat. Pur și simplu, eu cred că nici domnul Chicu, nici domnul Calmâc nu a intrat în esența amendamentelor făcute. Deci, ceea ce s-a propus ca și modificarea legislației, nu este altceva nimic decât ceea ce a funcționat până în 2015. Dacă a funcționat până în 2015, poate funcționa și de acum încolo. Și mai mult decât atât, s-a încercat a invoca în spațiu public faptul că noi am solicitat ca 50% din, de exemplu, impozitul pe venite persoanelor juridice să rămână în capitală. Nu doar în capitală, am spus, pe întreg teritoriul țării, în fiecare localitate. Probabil că cei care au dezbătut subiectul public n-au intrat în esența nemijlocită a modificărilor pe care le propunem legislativ. Și mai mult decât atât, aceste modificări de acest tip sunt o practică obișnuită la nivel european. Dacă intrați în esența modificărilor propuse. Iar eu cred că municipalitatea este foarte mult astăzi supărată din toate punctele de vedere în ceea ce ține nemijlocit de relațiile bugetare, cât produce, cât duce și cât primește înapoi. Tema asistenței personale. Da. Argumentele dumneavoastră le cunosc. Argumentele PAS-ului le-am auzit. Dar nu există argumentele noastre și argumentele PAS. Există practică. Această practică este una europeană. Politica socială ține de competența nemijlocită a autorităților centrale. Deci, da, v-a dat vouă administrație locale în gestiunea aceasta. Altă practică care nemijlocit spune negru pe alb, deci ca standard, dacă ai delegat competențe, ai alocat surse financiare. Punct. Deci, întrebarea mea firească este, da? Pentru că am văzut că presa galbenă sunt tot bâlbâi și să bâlbâi, face reportaje, investigații și să bâlbâi, să bâlbâi, să bâlbâi și tot ne acuză pe noi. Am întrebat măcar o dată de ce asistentul personal de la Briceni are privilegiu să fie finanțat de la stat, dar cel de la Chișinău și din Găgăuzia nu. Și anume din Chișinău și din Găgăuzia. Pentru că eu sunt sigur că nu există răspuns la această întrebare. Asta este lipsit de orice logică și nu se întâmplă așa, nu știu, în România, că se finanțează la București sau pe toată țara, da, și la București nu. Nu-i. Bun, dar problema asta trebuie să fie rezolvată cumva într-o zi. Să rezolve guvernul. Să rezolve guvernul. E competența lui să rezolve. Păi, dar mâine o să facă altfel. O să ne dea pensionare la întreținere. Să le plătim noi pensie. Militarii o să ne dea să le plătim noi. Noi le dăm bani la buget. Mulți bani la buget. Noi, fiecare chișinăuian, să fie buni, să asigure conform competențelor și obligațiunilor funcționale. Iar dacă delegi competență, dă și bani pentru asta. Așa spune norma. Înțelegeți? Bun. Ce fac eu mai departe? Deci, haideți să ne închipuim că le trece prin cap mâine să ne dea să achitați salariul ministrilor. Da. Noi și așa le achităm. Și pensiile tot noi cu dumneavoastră le achităm. Și plimbatul lor peste hotare tot noi le achităm. Pentru că cea mai mare componentă la buget, practic, dacă vorbim din localități, este evident, dar eu, componentă substanțială, anul ăsta se ridică la 28 de miliarde de lei. Contribuțiile noastre la chișinăuieni. Clar, aici am asta înțeleg. Fără, CNAS, fără CNAM și restul. Care sunt alte multe miliarde. Tare frumos am sărbătorit sărbătorile de iarnă, dar n-am înțeles după asta de ce eu trebuie să-mi iau ficiorul de la școală imediat după ore și asta o fac toți copiii, toți părinții. Ce-s cu grupurile astea? Pentru că pe mine, apropo, cineva chiar m-a întrebat foarte simplu. Eu vă spun cum gândește lumea. Pentru că ei nu trăiesc cu noi ca noi în știri. I-am întrebat, spune-te-o frumos, pe cine să înjur? Pe ceaban sau pe pas? Ce am răspuns eu, nu pot să spun aici. De ce nu avem grupe prelungite? Deci, în primul rând, grupe prelungite n-au fost asistate. Da? Asta trebuie să fie foarte clar. Doi, grupe prelungite cu o asemenea cofinanțare a existat din 2020 în anumite circumstanțe ale bugetului municipal. 95% din părinți au achitat
permanent acest serviciu. Permanent 95% din părinți. Au achitat în funcție de anumite sume de bani, de la 300 până la 1500 de lei. Eu pot să vă spun și instituțiile după ce am făcut această analiză. Nicăieri în Europa orele program prelungit nu sunt finanțate sau cofinanțate de către municipalități sau de către stat, pentru că este un serviciu neobligatoriu. Mai departe, noi am vrut să introducem un mecanism ca și la bonul la grădiniță pentru alimentație, ca să fie oficial. Se întâmpla că noi achităm și achitau și părinții. Numai că părinții nu știau pentru ce achită. Și era o discrepanță foarte mare de la o instituție la alta. Am aprobat acest mecanism prin puțin peste 300 lei pentru un anumit volum de ore și 690 lei pentru 6 ore state după oficial, prin banc. Ce a făcut guvernul? A distrus acest mecanism prin deciziile pe care le lua. Aceste plăți sunt neformale. Ele, la această etapă, dacă vreți corect să abordăm din punct de vedere juridic, ele sunt deci ilegale. Perceput ilegal. Să sistematizăm toate lucrurile. Deci, noi în continuare cofinanțăm pentru 6.000 de copii deci program. Repet, nicăieri, nici într-o localitate guvernată de PAS, acest lucru nu se întâmplă. Nicăieri. Amendamentul pe care l-am propus ca să fie asigurate orele program prelungit, măcar o parte din cofinanțare, două tipuri. Unu, integral, sau doi, măcar pentru persoanele din familiile social vulnerabile, cum facem noi cu acești 6.000 de copii la Chișinău, a fost respins în ședință de guvern. Dumneavoastră, dacă vreți, puteți... Eu am văzut ședința de guvern. Ședința de guvern, e clar, este spus. Nu. Deci mie mi se pare că este ipocrit să vii să ceri de la ce bani ceva, ce nu faci tu nicăieri. Absolut. Asta este următorul lucru. Nu sunt suspendate. Cu mare regret, părinții s-au întors la achitarea acestor plăți, iarăși, neformal. În unele cazuri, aceste încasări au crescut. Ei, ce trebuiau să facă, ei trebuiau să-mi iei regulamentul și mecanismul și să-l adopte la nivel de țară. Pentru că același lucru se întâmplă la Brăceni, același lucru se întâmplă la Cahul, același lucru se întâmplă la Ștefan Vodă. Părinții achită, nu primesc bon, și aceste lucruri nu sunt uniformizate. Cam asta este situația la această etapă. Noi avem peste 21 de copii, de mii, încadrați în proces. Asta este ultima evaluare pe care am făcut-o săptămâna trecută. Cum o să continuă, o să vedem. Eu cred că aici sunt necesare intervenții legislative și normative. Ați avut dumneavoastră în campania electorală, sau un piculeț mai devreme de a începe campania electorală pentru locale, niște disensiuni, care le numim așa, cu Agenția Națională de Integritate. Asta a fost o chestie doar pur electorală? S-a încheiat totul? Nu, este un dosar fabricat la comanda celor de la PAS. Repet, deci sunt situații similare cele care este descrisă la mine și nu s-a ajuns în instanță de judecată. Aici, din câte înțeleg, inclusiv șeful acestei instituții a fost numit șef, eu vă spuneam, dacă îmi croiește un asemenea dosar. Noi suntem în instanță de judecată, dar din ultimele informații pe care le-am primit și le primesc, inclusiv doamna președinte Maia Sandu pune presiune pe acei judecători ca să iau o decizie împotriva mea, iar ideea finală este să fiu lipsit de mandat integral, adică să-mi fie întrerupt mandatul și dreptul de a candida la funcție de primar. Pentru că e super că rezultatele noastre sunt net superioare rezultatelor lor pe țară. Deci cam asta ceea ce se urmărește. Dar vom merge în instanță de judecată și sperăm pe integritatea judecătorilor de acest tip, pentru că, repet, sunt alte situații de acest gen, multe, sute, în care s-a dat câștig de cauză celor împotriva cărora erau fabricate aceste dosare. Dacă e adevărat ceea ce spuneți, credeți că și așa ceva vor tolera partenerii Maia Sandu? Mi-e greu să spun. Eu știu poziția unor ambasade în această privință. Nu o pot spune public, dar am discutat despre lucrurile astea.
întrebați-l pe domnul Ceban când are de gând să rezolve problema cu, aici în jurătură, cu cei cu trotinetele electrice, luând în calcul faptul că toți, iar în jurătură, merg cu ele pe trotuare și alei. Deci, după modificarea regulamentului circulației rutiere, trotinetele au fost introduse ca vehicule și le este interzisă deplasarea pe trotuare și alei. Unii merg cu trotineta și mai creează probleme, alții, eu tot merg cu trotineta. Da, aici următoarea întrebare. Practic în fiecare zi și n-am deranjat pe nimeni absolut niciodată. Mm-hmm. Deci eu respect maximum posibil pietonul. Să te deplasezi pe carosabil, cu regret încă nu permite tare mult cultura generală a oamenilor care stau la volanul automobilului. Încă mai avem că, uite, eu sunt prioritate. Deci dacă bicicletele, trotinetele, alte mijloace de transport alternativ în alte țări au prioritatea numărul 1, la noi încă noi greu ne adaptăm. Pentru că dacă mergeți prin Berlin, ușor pe carosabil, deci o mamă cu 3 copii în spate, deci un căruț de asta, merge pe bicicletă. Nimeni nu o claxonează, nimeni nu-i creează dificultăți în trafic, nu trece autobuzul sau trolebuzul cu oglinda lângă ureche, cu 60 pe oră și tot așa mai departe. Toți trebuie să creștem un pic și să avem toleranță unii față de alții, așa cred eu. Intrăm pe pagina de Facebook a PAS Chișinău. Iar? Ivan Ceban vrea să anuleze și serviciul de cantină socială, acel serviciu care oferă prânzuri calde pentru persoanele social vulnerabile. Adică el vrea să ia banii destinați pentru cantinele sociale și chipurile să-i dea pentru asistenții personali, în loc să ia din bugetul concertelor pentru diaspora. Vreau să-l întreb pe Ceban. De ce nu vrea să ia bani din bugetul pentru concerte din zonă, unde, de exemplu, sunt alocate peste 40 de milioane de lei? Ceban, nu băga mâna în buzunarul persoanelor social vulnerabile? Zice Dorian Strati, deputat PAS. Asta care nu poate mulți 8 cu 9? Eu nu-i cunosc bine pe toți. Ei la mine nu vin și de asta nu-i știu. Șoferul de la Oriflame. El îmi pare că nu? Pe Telegram, în fine. Așa e că noi am ajuns... Eu n-am nicio problemă cu șoferii de la Oriflame sau de în altă parte, dar cam asta e calitatea deputaților de la PAS. Deci... Oricine poate ajunge. ONG-ul, nu am nicio problemă, doar că, după părerea mea, o persoană trebuie să aibă o experiență, dar cu certitudine că avem nevoie și de ăștia în Parlament, neapărat, doar că plătim noi cu dumneavoastră salariile pentru cei ce îndrug ei. Serviciul dat este serviciul pe care l-am creat la insistența mea, personal. Încă în calitate de consilier municipal. Asta este unul. Doi, ceea ce vorbește dumnealui nu corespunde adevărului. Cu mare regret, ei nu răspund pentru cuvintele lor. Tirajează minciuni în stânga și în dreapta, fără ca să aibă responsabilitate pentru aceste lucruri. Și cel mai grav lucru este că se trage un deputat, pentru că noi avem procese de judecat când pur și simplu mint și cu jurnaliștii, avem și cu miniștri și cu instituțiile de diferit tip. Avem zeci de procese în instanță de judecat. Cu regret să tragi la răspundere un deputat, țin cont de faptul că are imunitate, este mult mai complicat. La Codru, Ion Ceban și-a făcut reclamă politică în campania electorală și a mințit oamenii că va fi transport public în suburbii, dar în realitate lumea circulă curtiere murdare și nesigură, iar autobuzele și troleibuzele promise de Ceban pentru suburbii trebuie să aștepte cu orele în stații. Copiii nu pot ajunge la școală, iar adulții nu pot ajunge la muncă. Se mai arată într-un live de pe PAS și pe pagina respectivă. Asta iarăși vorbesc, da? Dumneavoastră, ați văzut transportatorii protestului? Da? Noi nu spunem cine are dreptate, cine nu are dreptate, deși în linii mari și agricultorii și transportatorii au dreptate și au dreptul să expună public aceste lucruri. Când tu n-ai rezolvat nicio problemă de acest tip la nivel de țară, vii și îmi dai mie lecții sau indicații. Noi, în ultimii 4 ani de zile, am adus peste 300 de unități moderne de transport în Chișinău. Nicăieri în regiune, nici în România, unde au fonduri europene, nu s-a întâmplat acest lucru.
Deci, repet, peste 300 de unități moderne, autobuze, troleibuze. În același context, rutele care sunt la Bubuieci, la Durlești, iată acum examinăm rutele pentru Sângera, am pus rute suplimentare la Codru. Acolo, îmi pare rău pentru alegerea finală a locuitorilor, dar o să vedeți ce administrator și-au ales oamenii la Codru. Cu mare adică ei și-au ales pe al lor unul din pas? Da. Și reproșuri tot vin la dumneavoastră? Da. Păi da, peste tot așa. A, eu credeam că e de-a vostru acolo. Nu. Haideți să încheiem pe un eu vă invit să priviți dezbaterea din perioada electorală, când aveți timp liber, normal, și nemijlocit oamenii din Codru. Ce bătaie a luat nenica asta care habar nu avea de vorbea de... Da, dar oamenii l-au votat? Au votat. Acolo diferența a fost foarte mică. Da, cu tot ce vrei, cu Dorin Recean, cu Carla Trușeni, doamna președinte de mânuță cu Stean, ultima săptămână, încălcând și sfidând toate legile, cu prim-ministru, că el ar să dea zbarscă vă plicea și tot așa mai departe. Da, am văzut un spune. Da, nu, asta e grav. Cât trebuie 3 milioane. Da, cum? Dacă s-ar fi întâmplat în cazul, dumneavoastră ați văzut ce s-a întâmplat la Bubuieci. Persoană absolut nevinovată, anulate alegerile după două runde de două tururi câștigate și nu îi se dă posibilitatea nici lui, nici altui candidat MAN să participe la aceste alegeri. Alt mai... candidat MAN n-a avut voie? N-a avut voie. Ce aveți să încheiem așa pe notă romantică? Ce aveți dumneavoastră contra doamnei Zinaida Popa? Sau ce are doamna Popa contra dumneavoastră? Că în fiecare zi când deschid Facebook-ul doamnei Popa, e doar despre ce bani. E adevărat la dumneavoastră, când deschid Facebook-ul, nu despre doamna Bob. N-am nimic. Sau voi... N-am nimic cu doamna. Tot e ok, da? În general, cu toată lumea este ok. Nu am o problemă. Pur și simplu, eu mi-am dat seama, știți, nu că mi-am dat seama, eu m-am mutat la o ședință și așa am avut un fel de rușine spaniolă, da? Când dumneavoastră ați venit pe 1 martie, da? Și ați dat niște mărțișoare. După asta a ieșit doamna Popa și să justifica de ce a luat mărțișor. Că băi băieți, că nu-i nimic grav, pur și simplu mărțișor. Și eu zic, bă, președintele fracțiunii PAS să vorbească despre asta cetății municipiului Chișinău, mie îmi pare prea de tot cât de tare noi... Asta e strașnic, cât de tare degradăm. Discuții și știri despre un mărțișor. Ce bani le-au dat mărțișoare și ăștia au fost pe cadis, le las pe masă, chiar doar știa. Ați văzut că era așa o strategie, să le boicoteze, să nu le... După care au zis, hai să-l luăm, că o să râdă lumea din noi și să ne facă proști, și după care a reușit să o justifică. Dumneavoastră mă întrebați de ce câteodată le pun calificativul de prostalari? Eu nu vorbesc despre nimeni, eu așa... Nu am zis de... Dar ăsta este nivelul și ăsta este comportamentul. Și cel mai grav lucru este, domnul Gonța, că ei se consideră invincibili. Și facă că toate aceste lucruri fără ca să aibă măcar frustrare internă sau de alt tip în acest context. Sper că oamenii tot văd lucrurile astea. Nu încheiem așa. Poza cu bebelușul am văzut-o, dar noaptea vă las să dormiți? Totul e mă las să dorm. Ei, bă, multă sănătate copilașilor. Domnul primar, mulțumesc la toți copiii. Mulțumesc tare frumos, mulțumesc pentru faptul că ați fost la noi în emisiune, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Mulțumesc eu. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.